luptă și transport ale grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Mașina de luptă poate transporta până la 9 militari complet echipați, beneficiind în același timp ca mijloace proprii de foc de o mitralieră calibru 14,5 mm și una de calibru 7,62 mm. Blindajul transportorului asigură protecția personalului embarcat împotriva schijelor artileriei și a gloanțelor trase de la o distanță de minim 100 de metri. Vehiculul este dotat și cu un sistem de protecție împotriva armelor de nimicire în masă, având o instalație de filtro-ventilație. Pe șosea, transportorul atinge o viteză maximă de 85 de km pe oră și are o autonomie de deplasare de 550 de km. Pe apă, transportorul se poate deplasa cu o viteză de 9 km pe oră, timp de maxim 15 ore. Urmăriți acum trei transportoare amfibii blindate de cercetare, model 1979. Acest mijloc tehnic are un echipaj format din trei oameni.